Bună ziua. Sunt Emma Patrici și vă invit să aflați cum începeți, cum mențineți și cum încheiați un dialog. Sorina și Andrei fac parte din echipa de exploratori. Sarcina lor este să facă un plan pentru protejarea păsărilor din pădure în anotimpul friguros. Ascultă dialogul lor. Bună, Sorina. Salut, Andrei. Îmi pare bine că vom lucra împreună la acest proiect. Abia aștept să începem. Andrei, am o idee. Te ascult cu atenție. Putem construi căsuțe pentru păsărelele din pădure. Da, e o idee foarte bună. Voi construi eu căsuțele. Da, da, tu ești priceput la construcții. Eu le pot vopsi, iar săptămâna viitoare le putem fixa în copaci. Bine, mi-am notat materialele necesare, lemn, cuie și ciocan. Va dura două zile să le construiesc. Atunci ne vedem peste două zile pentru a vopsi căsuțele. Așa vom face. O zi bună, Sorina! La revedere, Andrei! Cei doi copii au purtat un dialog. Fiecare a comunicat ceva. Ce au făcut ei la început? Ei s-au salutat, Salutul e o bună modalitate de a începe un dialog. Se mai pot folosi la început și alte formulări, precum Bună ziua! Ce faci? Mă bucur să te văd! Copiii s-au arătat încântați de proiect și de faptul că vor lucra împreună. Abia aștept să începem! Îmi pare bine că vom lucra împreună! Pentru a menține dialogul, cei doi copii folosesc diferite formulări. Sorina atrage atenția că are o idee, iar Andrei îi spune că o ascultă cu atenție. Ce spune Sorina că vrea să facă? Ea îi comunică lui Andrei planul pe care îl are. Andrei îi transmite că are o soluție. Pentru a Întine un dialog, se pot folosi formulări care dovedesc interesul ascultătorului, precum. E o idee foarte bună. Da, da, ai dreptate. Spune mai departe. Cum se încheie dialogul celor doi copii? Ei se salută. Pentru a încheia un dialog, se pot folosi formulări precum. O zi frumoasă! Papa! Pa! Cu bine! Acum e rândul vostru. Formați perechi și creați un dialog între doi copii care se joacă de a detectivii. Exersați cum începeți un dialog, ce replici inventați, ce formule folosiți pentru menținerea acestuia și cum îl încheiați. Vă doresc o zi frumoasă!